Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început. Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte. Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens. Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea. Vieți transformate. Stimați ascultători, invitatul Vieților Transformate de astăzi este din Statele Unite și se numește Mark Gitting. A crescut într-o casă în care tatăl a fost pur și simplu absent. Mark, bine ai venit la Vieți Transformate. Thank you for allowing me to be here today. Mulțumesc că mi-ai permis să vin astăzi aici. De ce a fost absent tatăl tău din viața ta? My mother, when she married my father, she married a man who was not a professing believer. Mama mea, când s-a căsătorit cu tatăl meu, s-a căsătorit cu un bărbat care nu era un credincios. Și părinții mamei mele nu au crezut că este bine să se căsătorească cu cineva necredincios, însă mama mea s-a decis să se căsătorească cu el oricum și cred că de acolo căsnicia mamei mele a început, iar tatăl meu a avut o problemă reală cu mânia, cu gelozia și, nefiind credincios, lucrul acesta a făcut ca lucrurile să fie dificile. A fost un moment în viața ta când pur și simplu ai tras o linie pe nisip și ai spus până aici, de aici viața mea va fi altfel. Yes, my growing up, I accepted Christ as my savior when I was 10 years old. Unfortunately, he was not my Lord and Savior. He was just my Savior. Crescând, am acceptat pe Iisus Hristos ca Domn la vârsta de 10 ani. Însă, El nu a fost și Domnul meu, a fost doar Mântuitorul meu. 10 ani este o vârstă cam fragedă. Yes, it is. But as I mentioned, he was just Jesus Christ was just my Savior. Da, este, însă, după cum am menționat, Iisus a fost doar Mântuitorul meu. În timpul anilor mei de adolescență, în timp ce tatăl meu continua să fie abuziv din punct de vedere verbal, fizic, am luat acest lucru împreună cu mai mulți oameni și m-am comportat ca și cum nu eram un credincios, nu am fost un credincios foarte puternic și am trecut prin universitate, prin colegiu, până am întâlnit-o pe soția mea și m-am căsătorit cu ea. Apoi amândoi am știut că Iisus Hristos trebuie să fie centrul relației noastre și până în momentul acela am devenit mai conștienți amândoi să ne predăm viața mai mult lui Hristos, ca El să devină și Domnul și Mântuitorul nostru. Spune-ne despre familia ta, despre copilăria ta, despre sentimentele unui copil și sunt foarte mulți copii care cresc fără tată. Tatăl este absent din familie. My father was very, as I mentioned, a very short-tempered man. He was very angry. Da, tatăl meu a fost, după cum am menționat, un om temperamental, mânios. Când veneam seara acasă, când el venea de fapt acasă, nu cunoșteam dacă este mânios sau s-a întâmplat ceva după ce a ajuns acasă ca să-l supere. Însă niciunul din aceste cazuri de obicei ajungea să fie mânios, să ne abuzeze din punct de vedere fizic, verbal, mental și ori de câte ori am ajuns mai înalt decât el, s-a mâniat pe lucrul acesta. Dacă am avut picior mai mare decât el, s-a mâniat și pe lucrul acesta. Dacă am avut note mai bune decât el la școală, el a devenit supărat. Întotdeauna mă acuza că îi sunt un fiu nelegitim, că el nu era tatăl meu, eram doar al mamei și în loc să mă încurajeze în acest pași crucial din viața mea, crescând, în schimb, el a devenit abuziv și
Acest lucru a continuat până am terminat colegiul. El nu a venit acolo, iar mai apoi când m-am căsătorit, la căsătoria mea n-a venit și acest lucru m-a făcut să compensez într-un număr de feluri și un lucru a fost să încep să petrec, să beau și acest lucru m-a ajutat să suport mai ușor. Însă tot a trebuit să înțeleg că doar lui Iisus Hristos îi voi da socoteală și a trebuit să-mi asum responsabilitatea pentru acțiunile mele și să nu mai dau vina pe tatăl meu pentru situația mea. Acum folosesc acest lucru ca parte a mărturiei mele, 2 Corinteni 1 cu versetele 3 până la 5. Binecuvântat să fie Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele Îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile și ne spune de ce. Pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află într-un necaz. Însă este și o promisiune aici, căci după cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos, tot așa există o promisiune prin care ni se spune că și noi vom avea parte din belșug și de mângâiere prin Hristos. Și aceasta este parte din ceea ce vreau, așa cum ai menționat tu, am tras linie în nisip și am spus, gata, până aici. Este o întăritură generațională pe care tatăl meu, când eu am crescut cu mânia lui, a înghițit multă durere și n-ai putut să-ți inviți prietenii și am înghițit multă durere când îmi doream să merg într-o vacanță pentru că nu știam când tatăl meu se va mânia. Înghiți multă durere atunci când ești cel mai în vârstă dintre cei trei copii să-l vezi pe tatăl tău cu o altă femeie când el încă este căsătorit cu mama ta. Aceasta este viața în care eu am crescut, dar la fel cum am menționat, acest lucru nu îmi dă un motiv să spun că pot să folosesc acest lucru ca o scuză și să mă comport într-un mod în care lui Hristos nu i-ar plăcea. De aceea, al doilea verset din Corinteni este unul de care eu m-am agățat și am spus, vreau să îmi dau durerea pentru câștigul altora. Și Dumnezeu m-a capacitat pe mine și soția mea să călătorim în întreaga lume și să slujim, eu în mod special, să slujesc altor tineri, băieți, fete, care nu au tată sau tatăl cărora a fost absent. Și fie că acest lucru este în Kenya, fie că sunt părinții ai căror copii ai căror părinți au murit datorită SIDA sau sunt orfani, pot să vorbesc tinerilor băieți și fete și să le spun că Dumnezeu vrea să fie tatăl lor. Dumnezeu va fi tatăl perfect pentru ei și El nu îi va dezamăgi, nu se va mânia. El îi iubește suficient de mult ca să ia durerea pe care voi ați experimentat-o să se ducă și să vină în locul ei binecuvântarea. Să-și dea viața pentru noi.
să crezi adeseori. Dar știu, e Salvator. E Salvator, Mântuitor, e lângă mine neîncetat. E Salvator, Mântuitor, e lângă mine pas cu pas. E Salvator, Mântuitor, e lângă mine neîncetat. E Salvator, Mântuitor. Acum privești înapoi cu mânie? Sau te gândești că Dumnezeu a folosit toate aceste momente tragice și dificile din viața ta pentru a le transforma într-o mare binecuvântare pentru alții? I had to learn forgiveness to my father. That was a hard lesson and a hard thing for me to understand is that. Da, a trebuit să învăț iertarea către tatăl meu. A fost o lecție dură, a fost un lucru greu de înțeles pentru mine. Că în ciuda tuturor lucrurilor, tatăl meu a făcut ceea ce am crezut că mi-a făcut mie, a trebuit să aleg să-l iert pe tatăl meu, indiferent că el va accepta sau nu acest lucru. I-ai spus că-l iubești? L-ai îmbrățișat pe tatăl tău? Yes, when I, it was after college and it was after I was married. Da. Acest lucru s-a întâmplat după colegiu, după ce m-am căsătorit. Însă am vorbit cu tatăl meu și acum am 43 de ani, am vorbit cu tatăl meu o singură dată de la vârsta de 18 ani, pentru că atunci a părăsit familia mea, mama mea. După acel lucru a trebuit la un moment dat să mă așez și să-i scriu tatălui meu o scrisoare, să îmi cer scuze pentru partea mea, pentru mânia mea, pentru amărăciunea mea pentru el. Și el încă nu a acceptat acest lucru, de fapt a scris o scrisoare înapoi și a spus, foarte rău pentru tine, însă el nu a acceptat scuzele mele, nici nu și-a cerut iertare. De aceea a trebuit să las lucrurile acolo și să spun, da, în regulă, mi-am exprimat iertarea față de el și acest lucru este un model, cum se spune în roman, că pe când noi eram încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Când noi încă eram inamicii lui și înainte de a-i accepta iertarea lui pentru noi, el a murit pentru noi. De aceea, la o scară mult mai mare, eu știu că l-am ofensat pe Dumnezeu, că am avut nevoie ca el să-mi fie mântuitor și să-i accept iertarea lui. De asemenea, pe când eram încă păcătos, el s-a uitat din eternitate, atunci când era pe cruce și m-a văzut pe mine personal și mi-a spus, te iubesc și te voi ierta. De aceea, eu sunt mulțumitor că el mi-a dat această oportunitate să-i accept iertarea. Indiferent de faptul că tatăl meu îmi va accepta sau nu iertarea, eu a trebuit să las acest lucru acolo și să spun în regulă, tată, aleg să te iert, indiferent de ce vei face tu cu această extindere a ofertei de iertare. Părinții tăi au fost generația hippie, generația anilor 60-70, generația flower power. Ce urme și ce modificări au lăsat acele idei sataniste în conștiința celor din generația ta? Well, fortunately for me, my mom, while I mentioned that she was a believer and that she married my father who was not a believer, my mom's parents were strong believers and they were in church. Din fericire pentru mine, mama mea a menționat că ea era credincioasă, s-a căsătorit cu tatăl meu necredincios. Părinții mamei mele erau niște credincioși puternici și erau în biserică tot timpul, iar bunicii mei și din partea mamei au pus în mama mea și în frații ei importanța unei relații cu Hristos. Chiar dacă tatăl meu nu a fost credincios, proveneam dintr-o comunitate foarte săracă în care nu aveam mai nimic, nu aveau mașini frumoase, nu aveau case mari.
și nu participau atât de mult în astfel de lucruri, în generația hippie. Biblia este adevărată și spune: în timp ce mama mea ne-a adus la biserică, acest lucru însemnând pe mine, pe fratele meu și pe sora mea, suntem trei frați și surori, și Biblia spune că crește-l pe copil într-un anumit fel și când va fi mare nu se va abate. Acest lucru nu înseamnă că acești copii într-un mod imediat vor învăța și vor face lucrurile cum sper că ca să le facă. Acest lucru a fost adevărat în cazul meu, pentru că nu am făcut aceste lucruri imediat, însă când am fost mai în vârstă, nu m-am îndepărtat de la această cale. De aceea am o moștenire din partea mamei mele, nu din partea tatălui meu. Am o moștenire creștină și acest lucru m-a întărit. Știu că soția mea împreună cu mine, amândoi spunem că o funie împletită în trei nu se rupe ușor. Este un verset din Proverbe și între mine, soția mea și Dumnezeu, care este centrul relației noastre, noi sperăm să punem capăt acestei întărituri generaționale de mânie, de gelozie, de adulter, și trecutul nostru, trecutul meu, pe care trecutul acesta nu vreau să îl dau mai departe copiilor mei. Avem doi băieți și încerc să-i învăț, să le spun că noi trebuie să oprim această întăritură generațională, să vă dau vouă lucrurile care nu mi-au fost date mie, să vă spun permanent că vă iubesc și că sunt mândru de voi, să vă spun permanent că voi sunteți buni la lucrurile la care sunteți bune, fie că acest lucru este în muzică sau în media. Băieții mei au pasiuni, talente în aceste domenii și de aceea vreau să-i încurajez, să le amintesc periodic că sunt mândru de ei și că îmi place ceea ce fac, ca ei să crească și să știe, să simtă că sunt iubiți și să se simtă confident, să se simtă plin de încredere. Pentru că această întăritură generațională din care am venit eu, pe care am descris-o, să se sfârșească cu mine. Și acest ni se spune în Biblie că păcatele părinților vor ajunge în a treia și a patra generație, dar eu mă rog ca păcatele tatălui meu și a bunicului meu să se oprească acum și, așa cum spunem în America, să existe o lipsă a recoltei, ca semințele care au fost semănate de rău și de păcat să nu mai producă roada care produce durerea pe care eu am experimentat-o. De aceea noi ne rugăm pentru o încetare a roadelor acestea în viețile copiilor noștri. Se întâmplă să nu înțeleg cerescul plan al celui drept, dar știu că-n dreapta mâinii stă cel ce-i salvatorul, căci a venit din slăb pe nou să moară pentru cei ca noi. E greu să crezi adeseori, dar știu, e Salvatorul. Mi-e Salvator, Mântuitor, e lângă mine neîncetat. Mi-e Salvator, Mântuitor, e lângă mine pas cu pas. Mi-e Salvator. Aveți un program acum care se numește Cavaleri pentru timpurile moderne. Ce înseamnă asta? Ce vreți să le transmiteți tinerilor și care sunt greșelile pe care v-ați dori ca generația tânără să nu le mai facă și care sunt direcțiile în care îi încurajați încotro să meargă? Yes, Raising a Modern Day Knight is a program that was really authored and written by a gentleman named Robert Lewis. Creșterea unor cavaleri moderni este un program
care a fost scris de un domn care se numește Robert Lewis. Și acest lucru vine de la Robert și de la doi dintre prietenii lui care au crescut între ei șapte fii. Și întrebarea a venit de la una dintre mame. Și ea a pus întrebarea, cum știi că îl crești pe copilul tău într-un bărbat adevărat? Cum știi că în momentul în care copiii noștri părăsesc casa noastră sunt bărbați cu adevărat? Și eu cred că există un număr de lucruri care lucrează împotriva noastră, în mod particular în America astăzi, poate și în alte locuri, nu știu dacă și în România, dar existau trei surse din care un bărbat putea deveni bărbat și să știe că el devine bărbat. Unul era prin comunitatea și culturile diferite pune în evidență trecerea de la bărbat la de la copil la bărbat. Un mod venea prin comunitate și diferitele culturi puneau în evidență trecerea de la copil la bărbat prin diferite ceremonii, prin diferite evenimente din viața lor și în America comunitatea este decăzută și nu-l mai ajută pe copil să crească, să fie bărbat. Și o altă sursă este sursa familiei și cu rata divorțurilor în America ajungând la 60%, astăzi peste 40% din băieții din America vor merge să se culce într-o casă în care tatăl sau unul din părinte este absent, 40%. Și acestea sunt casele părinților singuri, ne ținând socoteală de casele unde tatăl meu era acolo, dar emoțional nu era acolo, nu ne susținea, era mai mult invizibil, chiar dacă era fizic acolo. Vor fi mult mai mult mai mulți copii astăzi care vor merge să se culce noaptea cu un părinte, chiar dacă este acolo, este absent sau părintele chiar nu este acolo fizic. A treia sursă este biserica și din punct de vedere istoric, biserica a susținut acest lucru, însă acum a fost o erodare de valori, o erodare și o îndepărtare a bisericii de la a mai predica adevărul și de a pune în evidență valorile familiei. Acestea sunt cele trei surse primare prin care un băiat putea crește să ajungă un bărbat. Și acum, prin aceste trei domenii, ei trebuiau să crească, să devină bărbați. Spre ce ne întoarcem atunci astăzi? Și eu cred, chiar dacă acei părinți care sunt acolo de multe ori își dau, le dăruiesc copiilor lucruri bune, dar nu cele mai bune lucruri. Îi ajută cu temele, îi duc la evenimente sportive, îi încurajează să fie atleți, fie că acesta este fotbal european sau orice alt tip de sport. Îi duc la biserică, dar nu le dau o viziune pentru bărbăție. Nu le dau o viziune pentru fiicele lor, cum trebuie să fie o fată a împăratului. De aceea, pasiunea mea este chiar acum să lucrez cu băieții, să folosesc durerea mea din trecut pentru câștigul altora. Și chemarea soției mele este pentru fiicele împăratului. De aceea, vrem să le oferim băieților și fetelor cele mai bune lucruri. Nu lucruri bune, ci cele mai bune lucruri. O definiție clară despre ce înseamnă să fii bărbat și un proces clar cum să ajungi la acest statut. Și vrem să încurajăm pe părinți să îi crească pe copiilor, pe părinți să devină niște cavaleri ai zilelor moderne. Cavaleria a apărut în zilele medievale din cauza haosului moral. Și ce altă paralelă mai bună este astăzi decât să vedem acest haos moral care se întâmplă în America? Este o decădere morală. Avem această decădere morală și pot să văd paralela dintre cavalerism. Și este o definiție a ceea ce era un cavaler care
care erau valorile lui și modul în care un copil devenea cavaler și devenea mai întâi un paj și era învățat în toate aceste lucruri și când avea aproximativ 14 ani, copilul devenea un ajutor al cavalerului și trebuia să fie scutierul acelui scutier. Trebuia de la o vârstă foarte fragedă să li se dea responsabilități și în cele din urmă, când băiatul ajungea undeva în jur de 20 de ani, era bun să devină cavaler și era o ceremonie prin care îi se spunea de astăzi înainte viața va fi diferită și exista și un simbol al acestui fapt. Era făcut cavaler. Și dacă ne uităm în Scripturi și comparăm primul Adam cu cel de-al doilea Adam, cu Iisus Hristos, putem să ne uităm la aceste două caractere și putem să luăm o definiție foarte clară despre ce înseamnă să fii bărbat. Îl vedem pe Adam și pe Eva în grădină și pe Adam într-un moment în care soția lui a fost tentat. El a fost pasiv din punct de vedere social și moral și când soția lui a fost tentată, el a fost pasiv din punct de vedere social și spiritual și social. Bărbați, noi nu avem o problemă să fim agresivi fizic când ajungem la adolescență și în anii tinereții noastre devenim social și spiritual pasiv și dacă îl comparăm pe Hristos și pe Adam, primim prima definiție a bărbatului. Un bărbat adevărat este un bărbat care respinge pasivitatea. Chiar mai apoi vedem o altă parte a definiției. Un bărbat adevărat acceptă responsabilitatea și dacă ne uităm la Iisus Hristos, putem vedea, chiar dacă El a fost în ceruri și a avut toate motivele să rămână în ceruri, Dumnezeu, dacă îl comparăm din nou pe Adam și pe Hristos, Dumnezeu a dat fiecărui bărbat un cod de onoare, un cod de comportament, care spune, Dumnezeu a dat fiecărui bărbat o dorință de a asculta și o dorință de a munci. Lui Adam i-a spus, vreau să nu mânci acest fruct. Hristos a venit și a spus, vreau ca voi să ascultați voia mea, i-a dat de lucru. Adam a lucrat grădina, Hristos a trebuit să muncească să răscumpere pe cei pierduți. Hristos a trebuit ca să-și iubească biserica și putem vedea cum Adam a căzut la toate elementele acestui comportament, acestui cod de comportament și cum Hristos, într-un mod suprem, a avut succes în a pune în evidență acest cod de onoare, a urmat voia Tatălui, i-a răscumpărat pe cei pierduți, iar apoi și-a iubit soția lui biserica și Hristos și-a asumat responsabilitățile. De asemenea, El, Hristos, a condus cu curaj. Voi conduce cu adevăr decât să pun emoțiile mele să-mi dicteze cum voi răspunde. Este mai ușor să nu facem nimic decât și să fim pasivi și să nu conducem cu adevăr și cu curaj. Chiar dacă este dificil și greu, trebuie să alegem să facem lucrurile corecte și în cele din urmă Dumnezeu a spus să așteptăm răsplata Lui cea mare. Chiar dacă Hristos mergea la cruce, El făcea așa pentru bucuria care era pusă înainte. Vedem apoi cea de-a patra definiție a bărbatului. Bărbatul adevărat respinge pasivitatea, conduce cu curaj și așteaptă răsplata mare a lui Dumnezeu. Mie Salvator, Mântuitor, e lângă mine pas cu pas. Mie Salvator, Mântuitor, e lângă mine neîncetat. Mie Salvator, Mântuitor, e lângă mine pas cu pas. Mie Salvator, Mântuitor, e lângă mine neîncetat. Stimați ascultători, a fost împreună cu noi la Vieți Transformate, Mark Gitting din Statele Unite. Aș vrea să rămânem cu aceste câteva idei pe care Mark le-a împărtășit cu noi. Iertarea celor care ne-au greșit, iertați-vă unii pe alții și apoi trăiți ca și
cavalerii ai regelui, ai timpurilor moderne, cavalerii lui Hristos și ca fete ale regelui. Mulțumim, Dumnezeu să vă binecuvânteze! Dumnezeu din cerul a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu. Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale. Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu. Vieți transformate.